Polițiștii și mascații au luat cu asalt Constanța și Năvodariul. Acțiunea a fost coordonată de la București și a avut loc simultan în 10 județe din țară. Descinderile au vizat persoane suspectate că au introdus ilegal în țară arme și muniție. Acțiunile de astăzi au aparținut Inspectoratului General al Poliției Române, iar din cele 37 de percheziții, 12 au fost efectuate numai în județul Constanța. Imediat au sosit și primele rezultate ale perchezițiilor. Polițiștii constanțeni au confiscat o armă de vânătoare, un pistol și 200 de cartușe. Polițiștii au efectuat 37 de percheziții domiciliare în București și în județele Argeș, Bacău, Brăila, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Olcii, Teleorman. Din cercetări a reieșit că persoanele în cauză ar fi introdus ilegal în România arme și muniții letale și neletale provenite din diferite țări ale Uniunii Europene. De asemenea, polițiștii efectuează și 25 de controle privind respectarea prevederilor legii numărul 295 din 2004 privind regimul armelor și munițiilor. La sediul IPJ Constanța au fost aduse 12 persoane pentru audieri. Acestea vor fi însă cercetate în libertate.